În 1 Epistola lui Petru, capitolul 2, la versetul 21, citim următoarele cuvinte. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Prieteni, de ce suntem noi în lumea aceasta? De ce ne-a adus Dumnezeu la existență? De ce Dumnezeu ne-a dat viață, sănătate, putere? De ce ne-a binecuvântat pe fiecare? Observați că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi o singură chemare. Uitați-vă cu mine, din nou în acest pasaj. Și la aceasta ați fost chemat. Când spune aceasta, cuvântul acesta ne ajută să ne concentrăm asupra acelui singur lucru pe care îl amintește aici, Apostolul Petru. Cu alte cuvinte, restul nu contează. Chemarea noastră este una singură, prieteni. Care este chemarea? Haideți să vedem. Fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă. Deci suferința lui Hristos este o pildă pentru noi. Înseamnă asta că vom suferi și noi? Cu siguranță, prieteni. Ca să călcați pe urmele Lui, spune mai departe. Deci chemarea Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, prieteni, știți care este? Să călcăm pe urmele Lui Hristos. Aș vrea să vă mai citesc un verset împreună, să mai citim un verset împreună în introducere și apoi vreau să discutăm câteva minute o problemă foarte importantă pentru viața noastră de creștini. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 1, Apostolul Pavel spune așa. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Frații mei, e interesant. Viața lui Iisus și viața lui Pavel sunt oarecum puse împreună, așezate împreună în acest pasaj. Pavel le spune așa, călcați voi pe urmele mele, adică urmați-mi mie exemplul, da, eu care sunt Pavel, urmați-mi mie exemplu. De ce? Pentru că eu am urmat exemplul lui Iisus. Deci, este adevărat că sunt niște similarități între viața lui Iisus și a lui Pavel? Cu siguranță și vom vedea care sunt acestea. Dar invitația lui Dumnezeu care este mai departe? Ca fiecare dintre noi să călcăm pe urmele lui Iisus. Adică, Pavel a călcat pe urmele lui Iisus și noi suntem invitați să călcăm pe urmele lui Pavel, ceea ce înseamnă că în mod implicit călcăm pe urmele lui Iisus. Am vrea să învățăm ceva de la aceste două personaje. De la persoana Domnului Hristos și de la Pavel. Însă înainte de lucrul acesta aș vrea să spun următorul gând. Prieteni, vreau să știți că Satana ne înșală pe noi în lumea aceasta, în viața aceasta pe care o avem de trăit și ne face să trăim sub nivelul privilegiilor pe care ni le-a oferit Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trăim undeva în vale când am avea posibilitatea să stăm pe vârful muntelui. Ați fost vreodată la munte, prieteni? Ați văzut cum este când urci pe vârf și ajungi în vârful unui munte? Nu doar priveliștea, nu doar la asta mă refer. Dar cum este, prieteni, să fie acolo sus pe munte? Vreau să știți că adesea în vale este ceață, este umezeală, este rece, este norat, este neplăcut, cu alte cuvinte. Sus pe munte, prieteni, este lumina soarelui, este senin, este acea atmosferă specială, plăcută, deosebită. Și în felul acesta Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem experiența noastră creștină și viața trăită după modelul lui Hristos, călcând pe urmele Lui, care înseamnă să fim pe înălțimile țării. Și diferența dintre acest lucru și viața aceea trăită, frații mei, undeva la poalele muntelui, în mocila și mizeria păcatului lumii acestea. Chiar dacă, frații mei, putem umbla pe valurile popularității lumești. Vreau să știți că nu se compară deloc cu ceea ce ne oferă Domnul Hristos. Nu există grad de comparație. Și o să vedem de ce spun lucrul acesta. Haideți mai întâi să înțelegem următoarea problemă. Știați că pentru mulți dintre noi religia este doar acel lucru pe care îl folosim pentru ca să ne meargă toate lucrurile bine și să nu avem probleme prea mari? Știați că unii oameni din acest motiv vin la biserică și de aceea au religia pe care o au? Cumva să fie feriți de anumite pericole.
și eventual da să fie scutiți de moartea a doua, care este la final. Prieteni, vreau să știți că nu este suficient dacă noi gândim așa. Nu este suficient ca noi să fim creștini, să practicăm religia, credința noastră, doar din aceste motive. Este ceva mai mult de atât. Religia adevărată înseamnă ca tu să ai părtășie cu Fiul lui Dumnezeu și să trăiești viața pe care a trăit-o El. A suferit Iisus, a avut Iisus probleme, a avut Iisus dificultăți. O, frații mei, a călca pe urmele lui Iisus înseamnă a iubi să fii părtaș cu Iisus împreună la toate aceste probleme. Dacă tu îl urmezi pe Iisus și viața lui este o viață de lepădare de sine, viața lui este o viață de sacrificiu, viața lui este o viață de dăgăduire de sine și de probleme și dificultăți, oare nu cumva Dumnezeu îți va aduce și ție aceste lucruri înaintea ta? Frații mei, vedeți ce înseamnă a fi creștin? Înseamnă să ai părtășie cu Iisus, să umbli cu El pas cu pas și în timp ce faci lucrul acesta, cu siguranță vei întâlni probleme. Vei întâlni dificultăți. Vei avea ocazii în care Dumnezeu îți va cere să sacrifici din timpul tău, din energia ta, din bunurile tale, pentru ca să ajuți pe alții. Dar asta înseamnă a-L urma pe Iisus, prieteni. Însă unii nu vor să-L urmeze pe Iisus în acest fel. Ei vor doar să-L urmeze pe Iisus în sensul că au un nume. Ei se numesc creștini, dar în rest n-au nicio treabă cu Iisus Hristos. Frații mei, nu acesta este ceea ce vrea Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun un lucru important. Dumnezeu vrea să ne spună în această ocazie: încetați să mai luptați împotriva providenței mele și împotriva călăuzirii mele divine. Știți câți dintre noi, prieteni, luptăm cu Dumnezeu? Cum a luptat Iacov cu îngerul acela? A crezut că este un vrăjmaș și ce a făcut? Toată noaptea s-a luptat împotriva lui până dimineața. Dacă Iacov știa că este Dumnezeu, frații mei, bineînțeles, această experiență are mai multe aplicații, poate fi aplicată în mai multe feluri. Dar dacă Iacov va fi știut că este Dumnezeu de la început, cel care a venit să lupte cu el, credeți că el ar mai fi continuat lupta? Nu, prieteni, ar fi acceptat, ar fi lăsat lucrurile așa cum sunt. Dar n-a știut, a crezut că este un vrăjmaș. Și de multe ori noi credem că planul pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră, ceea ce vrea să facă cu noi, este lucrul cel mai rău. Ne este teamă să ne lăsăm cu totul în mâna lui Dumnezeu. Ne este teamă să pășim pe calea sacrificiului de sine, așa cum a făcut Iisus. Nu vrem să avem părtășia aceasta cu El, dar, prieteni, vreau să vă spun ceva. Noi nu putem să ne apropiem de Iisus inimă la inimă și să avem părtășie cu El, decât în măsura în care facem ce a făcut El. Numai dacă practicăm lepădarea de sine de care a avut parte Iisus și dacă renunțăm la noi înșine în felul în care a renunțat El și ne consumăm pe noi înșine pentru binele altora, numai așa putem să avem parte, frații mei, de adevărată experiență. Asta înseamnă, frații mei, a-L urma pe Iisus. Haideți să citim un pasaj. Vrem să mergem puțin și să vedem ce s-a întâmplat în experiența lui Pavel. Și apoi vom vedea și despre Domnul Hristos. Filipeni, capitolul 3, începând de la versetul 7, spune așa: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Ca să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, ci o neprihănire pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. O, frații mei, care era viziunea lui Pavel? Vreau să vedeți ceea ce a făcut Pavel, prieten. Dați-mi voie să spun că este un lucru foarte, foarte rar întâlnit astăzi în lumea noastră. Nu întâlnim oameni care să aibă în inima lor o dorință atât de puternică de a urma pe Iisus, încât să spună el renunț la totul. Haideți, prieteni, să discutăm puțin despre Pavel, pentru că avem de a face aici cu un om... Pavel n-a fost oricine. Sunteți de acord? Pavel a fost un om cu o poziție socială foarte înaltă. A fost cel mai bogat. A fost foarte bogat. A avut frații mei, o poziție, cum spuneam, înaltă. Era lider religios. Se pricepea și la politică. Era un om important și în cele politice. Apoi avea
prestigiu. Era un om care din toate punctele de vedere, educația cea mai bună, poziția socială cea mai bună, orice lucru la care vă puteți gândi. Și în urma întâlnirii lui cu Iisus Hristos pe drumul spre Damasc, s-a produs ceva în inima lui Pavel. S-a produs o schimbare, frații mei. Știți ce s-a întâmplat? Pavel a început să-L urmeze pe Iisus. A lăsat absolut totul. Le-a socotit cum? Ca o pierdere. Ca un gunoi, frații mei. Cine dintre noi astăzi ar fi dispus să spună așa? Pentru Hristos și pentru ca să mă fac părtaș cu El la suferința Lui și la moartea Lui, vreau să las tot ce am realizat eu până acum. Banii mei toți dau săracilor. Educația mea o dau la o parte. Nu mă interesează cât de educat am fost, nu mă interesează ce am făcut. Vreau un singur lucru, să mă jefesc, să mă umilesc și să calc pe urmele lui Iisus. Câți oameni fac astăzi așa ceva, prieteni? Aproape nimeni. Prieteni, înțelegeți? Noi nici măcar nu avem poziția pe care o avea Pavel, nici măcar nu avem experiența pe care a avut-o el, nu avem ce a avut el. Și ne este greu totuși să coborâm de la nivelul acela care este mult mai jos decât al lui Pavel. Dar Pavel a coborât, frații mei, de foarte sus. El era la o înălțime foarte mare. Din punct de vedere omenesc vorbind. Și el a lăsat totul pentru Hristos, prieten, totul. Frații mei, ce descoperim noi în exemplul lui Pavel? Îi descoperim pe acei oameni care, în ciuda tuturor favorurilor pe care lumea aceasta le face, în ciuda faptului că ei sunt flatați, sunt lăudați, sunt înălțați de oameni pentru talentul lor, pentru iscusința lor, pentru realizările lor, ei aleg să meargă pe o cale diferită și să calce pe urmele lui Hristos într-o viață umilă și plină de jertfire de sine. Aleg mai degrabă să fie părtași la suferințele lui Iisus, prieten, decât să fie în centrul atenției lumii acestea. Haideți să ne mai gândim la un lucru. Pavel a călcat pe urmele lui Iisus în ce privește suferința. Adică ce a făcut? Când scria aceste lucruri, știți unde era? În închisoare. A schimbat, frații mei, o casă de lux și confortul cu închisoarea. Nu-l interesa că are sau că nu are, că e în câștig sau în lipsuri sau în belșug. El era obișnuit cu toate situațiile. Avea o singură dorință fierbinte. Să fie părtaș împreună cu Hristos la suferința Lui. Și la moartea Lui, spune aici, o, frații mei, a suferit Pavel, a fost bătut, a trecut prin încercări grele. Este adevărat că Pavel până la urmă a murit, a fost decapitat, a fost părtaș și la moartea Lui Iisus. O, frații mei, uitați-vă ce s-a întâmplat în viața lui Pavel. Iată ce înseamnă a călca pe urmele Lui Iisus. Iată ce înseamnă a trăi adevărata credință, prieteni. Nu această haină a creștinismului pe care o îmbrăcăm o dată pe săptămână în sabat și pretindem că suntem creștini, frații mei. O, nu. Nu, frații mei, nu. Suntem departe. Suntem departe de împărăția lui Dumnezeu. Avem nevoie de o transformare în viața noastră, așa cum a experimentat Pavel. Și dacă Pavel, frații mei, a putut să coboare din cea mai înaltă poziție și a putut să lase toate lucrurile pe care lumea le consideră importante, mă întreb, tu poți să faci asta? Vrei să faci asta? Aceasta e chemarea lui Dumnezeu, prieteni. De aceea spuneam că noi trăim la un nivel foarte limitat. Ne uităm doar la lucrurile care se văd. Pavel se uita la lucrurile care nu se văd. El credea în lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Credea, frații mei, în acele lucruri care au cu adevărat valoare. Aș putea să spun atât de multe pe subiectul acesta, dar vreau să mă limitez totuși la un singur gând în această ocazie. Aș vrea să vedem acum, în contrast, pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă, dați o pagină mai înapoi. Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi gândul acesta, versetul 5, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Frații mei, de unde a coborât Iisus? Din cea mai înaltă poziție a Universului, Iisus a coborât în cea mai de jos. Iisus nu putea să coboare mai jos decât a coborât. Frații mei, asta este realitatea.
Dar el a venit din cea mai înaltă poziție în cea mai de jos. Și experiența lui Pavel este doar o ilustrare a ceea ce s-a întâmplat cu viața Domnului Hristos. Frații mei, nu este adevărat că din punct de vedere omenesc și Pavel era la cel mai înalt nivel și el a ales să coboare la cel mai de jos nivel, să se facă nimeni și nimic pentru Hristos? Observați de ce spuneam că cele două experiențe sunt paralele, sunt într-o legătură strânsă? De aceea spune Pavel, călcați pe urmele mele cum și eu calc pe urmele lui Hristos. A călcat Pavel pe urmele lui Hristos, prieteni, aproape identic. În totul, Pavel se aseamănă cu Domnul Hristos. Fiți atenți. De unde a coborât Domnul Hristos, prieteni? Din ceruri. Avea el tot ce trebuie acolo. De ce Iisus a ales să vină în lumea aceasta? De ce a ales Iisus? Fiți atenți. E singurul care a putut să-și aleagă înainte unde se nască și în ce condiții. Și Iisus a ales să se nască într-un staul, prieteni. În condițiile aceia sărăcăcioase. O viață plină de greutăți, de dificultăți, de probleme în care renunțarea la sine era programul zilnic al lui Iisus. De ce Iisus a mers pe această cale, prieteni? Pentru că El ne-a dat un exemplu. Și El ne cheamă să-L urmăm și noi în această experiență. Frații mei, de ce ne dăm înapoi uneori din calea binecuvântărilor pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi? Știați că toate situațiile în care apar niște nevoi, apar niște oameni înaintea noastră care sunt neajutorați și noi trebuie să facem ceva cu ei, trebuie să sacrificăm pentru ei, sunt ocaziile de aur a lui Dumnezeu ca să ne învețe sacrificiul de sine. Și noi uneori ne dăm înapoi de la așa ceva. Dacă Dumnezeu ne invită să ajutăm o cauză pentru înaintarea lucrării Lui, ne dăm înapoi și spunem, nu, eu nu pot să fac lucrul acesta. De ce? Pentru că e prea mult, mă depășește. Frații mei, Dumnezeu nu aduce nimic în calea noastră care să ne depășească. Toate situațiile acestea sunt înduite în providența lui Dumnezeu ca să ne ajute pe noi să dezvoltăm caracterul Său. Și singurul mod în care putem intra într-o părtășie strânsă cu Domnul Hristos este când practicăm această atitudine a sacrificiului de sine. Când dăm pe față acest spirit, prieteni. Ai tu Spiritul lui Hristos, ai tu Spiritul lui Pavel, fratele meu și sora mea. Știați că aceasta este caracteristica adevărată a faptului că tu ești urmașul lui Hristos? O, frații mei, toată problema aceasta are de a face cu iubirea. Știți că iubirea este combustibilul, este acel motor, este acea putere, acea forță care ne ajută să acționăm în felul acesta. Dacă ai iubirea lui Dumnezeu în inima ta, vei căuta să faci ce a făcut Iisus. Vei căuta să ajuți pe alții, vei căuta să te consumi pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Și acum vreau să vedeți. Vă amintiți ce s-a întâmplat când Iisus era pe cruce? Și acolo în fața lui era mama lui, era Ioan, erau alți ucenici, erau alte persoane. Și el a spus lui Ioan, iată mama ta. Și lui Maria i-a spus, iată fiul tău. Adică Domnul Iisus Hristos, chiar și în cele mai grele momente ale lui, s-a îngrijit de nevoia celuilalt. I-a încredințat lui Ioan o lucrare specială. A acceptat Ioan această responsabilitate? A acceptat Ioan, prieten, să sacrifice din bunurile lui, din timpul lui, din energia lui, din tot ce are el, pentru ca să se îngrijească de Maria? Da, prieten, a acceptat cu bucurie. Era bucuria lui, era onorat să facă asta pentru Hristos. Și oare nu așa spune Iisus, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una dintre acești foarte nesemnați ai mei? Observați, prieteni, chemarea lui Dumnezeu. El vrea ca ori de câte ori noi trebuie să facem un serviciu unui om. Și începe în familie problema aceasta, prieteni. Când facem bine una din familia noastră și apoi în cercul lui mai larg, în biserică, în lumea aceasta, între vecinii noștri, ori de câte ori ajutăm pe cineva și sacrificăm, noi facem lucrul acela lui Iisus, prieteni. Dacă am crede asta, am face cu bucurie acest lucru. Dar sunt unii oameni și spun, nu. Eu cred că adevărata fericire în viața aceasta este să găsesc pe cineva care să-mi facă mie bine și să mă iubească și să primesc totul așa de-a gata. Prieteni, așa este? Fals! Fericirea adevărată nu stă în faptul că cineva te iubește și cineva îți face anumite lucruri. Ci fericirea adevărată este când tu faci lucrul acesta față de altul. Iisus, prieten, n-a așteptat nicio clipă cât a fost pe acest pământ ca cineva să-i facă lui ceva bun. El n-a depins de lucrul acesta, el avea o singură țintă. Să ia de la Dumnezeu această binecuvântare, această iubire, această bunătate, această
atitudine de jertfire de sine și să o dea mai departe, frații mei, oamenilor din jurul său. Asta a făcut toată viața Iisus. A dezvoltat această atitudine divină. A căuta să-i ajuți pe alții înseamnă bucuria și satisfacția adevărată în viața aceasta. La asta ne cheamă Dumnezeu, prieteni. Nu să căutăm și să umblăm în mod egoist după lucrurile lumii acestea. Pavel le-a renegat pe toate, a spus în tungul noi. Nu mă interesează. Când l-a întâlnit pe Hristos, a spus, acesta e mărgăritarul de mare preț. Asta căutam, cu adevărat. Asta îmi satisface sufletul. Și Pavel avea pace, prieteni. Chiar într-o închisoare, știind că va fi decapitat, avea pace pentru că a avut părtășie adevărată cu Hristos la suferința lui. Și era bucuros să calce pe urmele lui Iisus, chiar și la moarte. O, frații mei, când vom avea noi parte de această experiență? Numai când vom fi dispuși să călcăm pe urmele lui Iisus, să renunțăm la noi și. Vrei să faci lucrul acesta? Frații mei, vă invit să faceți un legământ cu Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc în încheiere ultimul gând. Ascultați ce spune Matei, capitolul 25. Când Domnul Hristos vorbește despre semnele sfârșitului, amintește ceva atunci când Iisus va veni pe norii cerului. Fiți atenți ce se va întâmpla. Matei, capitolul 25. Și vom citi de la versetul 31. Când judecat, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar capre la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând, când ți-am dat să mănânci sau fiindu sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Prieteni, observați că acesta este testul adevăratei credincioșii? Observați că acesta este lucru care, spre care va privi Domnul Hristos când va veni pe norii cerului? El nu se va uita la realizările tale din lumea aceasta? Nu se va uita cât de mult ai lucrat tu și câte ore ai petrecut zilnic într-o anumită întreprindere sau fabrică și câți bani ai făcut tu acolo și cât de mult ți-ai satisfăcut eul tău personal. Pe Dumnezeu nu interesează aceste lucruri, prieteni. Pe El interesează un singur lucru. Cât de mult ai făcut tu pentru El în persoana altora? Cât de mult ai sacrificat din ceea ce ai tu? Știați, prieteni, că este posibil ca noi să trăim viața în scop egoist? Vă dau câteva exemple. E posibil ca eu să dorm suficient, să mănânc bine, da? Adică sănătos, să fac exerciții fizice, să am grijă de mine pe toate căile posibile. E posibil să fac toate aceste lucruri, care de altfel le cere Dumnezeu. Dar după ce le-am făcut pe toate, toată această energie pe care am câștigat-o, respectând legile sănătății, o folosesc numai pentru egoismul meu, numai pentru satisfacerea egoismului meu personal. Prieteni, asta înseamnă ca noi să trăim pentru noi înșine. Și acolo nu există fericire în așa ceva. Fericirea este când dai altuia. Dar poți să faci aceleași lucruri cu scopul de a binecuvânta pe alții. Adică de ce dormi tu la timp în fiecare noapte? Pentru ca dimineața să fii proaspăt, pregătit, să mergi și să împlinești planul lui Dumnezeu unde te conduce providența lui. Nu să lupți împotriva providenței lui și să spui, Doamne, eu vreau să fac ce-mi place mie. Frații mei, de aceea Dumnezeu ne-a dat viața. Și ne invită la părtășia cu El în aceste lucruri. Ne invită să lăsăm chiar lucrurile luxoase ale lumii acestea, confortul. Chiar siguranța noastră financiară, prieteni. Dumnezeu vrea să călcăm pe urmele Lui și în ce privește sărăcia în care a trăit El. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim sărași, prieteni. Dar Dumnezeu ne cheamă să avem o viață umilă, modestă. O viață în care să căutăm să-i ajutăm pe alții. Nu să ne îmbogățim noi, ci să dăm din ce avem ca să-i ajutăm pe alții, prieteni. Chiar cu prețul de a rămâne noi săraci. Aia înseamnă Spiritul lui Hristos. Iisus a făcut sărac ca noi să fim bogați. O, frații. Ce onoare și ce chemare înaltă pune Dumnezeu înaintea noastră. Oare vom răspunde? Și versetul 41 spune, apoi va zice celor de la stânga lui,
Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit, mă scuzați, diavolului și îngerilor lui. Frații mei, aș vrea să mă opresc aici. Avem înaintea noastră două posibilități. Ori să-L urmăm pe Domnul Hristos și să călcăm pe urmele Lui. Și am văzut lucrul acesta în viața lui Pavel. El a călcat pe urmele lui Hristos și suntem îndemnați să călcăm și noi pe urmele lui Pavel. S-ar putea, frații mei, ca un imita noastră să avem următorul gând. Bine, Iisus s-a născut, El a venit din cer. Iisus n-a luat parte la lucrurile din lumea aceasta. Adică e alte situații cu El. Prieteni, stați așa. Tocmai de aceea am discutat despre două personaje. Am vorbit despre Iisus și am vorbit și despre Pavel. Iată Pavel care a fost prins în lucrurile lumea acestea și care a gustat din ceea ce înseamnă să fii cineva în lumea asta, să ai tot ce trebuie, să ai influență, poziție, bani, tot. Și el totuși a avut puterea când l-a întâlnit pe Iisus să lase totul să o cutească ca un bun. Ceea ce înseamnă că nimeni nu are scuză să meargă pe o cale diferită. Să meargă pe calea egoismului și a mândriei și a ambiției personale. Vă invit, prieteni, să ne plecăm la piciorul crucii și împreună cu Domnul Iisus Hristos să acceptăm această cale a sacrificiului de sine. Haideți să-i facem o bucurie lui Iisus în această ocazie și să spunem că dorim din toată inima să-L urmăm pe El. Și vă spunem în concluzie următorul gând. Despre cei 144 de mii spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt aceștia care îl urmează pe Mielul unde merge El. Iată, prieteni, de ce acești oameni sunt grupa specială, elita lui Dumnezeu. Pentru că au fost dispuși să-L urmeze pe Dumnezeu în toată experiența Lui. Au copiat modelul Domnului Hristos în tot ceea ce fac. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să putem să trăim această viață care înseamnă adevărata fericire și adevărata bucurie, satisfacție. Dumnezeu să ne binecuvinteze.